iată Florentina. Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună ziua, oameni buni, cafeaua de dimineață, mesagerul de Neam Știri din Neamț, în direct din studio. Nu mai fac niciun fel de introducere, au trecut și sărbătorile, au trecut toate. Astăzi este joi și în platou, ca să spunem așa, în ultima emisiune dinainte de campania electorală, actualul primar al municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și dați-mi voie, pentru că este și prima emisiune după Sfintele Sărbători de Paști, să adresez salutul firesc în această perioadă, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnul primar, e ultima emisiune care nu se încadrează în parametrii de campanie. Bine, se mai pot face emisiuni, dar să nu se discute nimic despre partid, ci doar despre primărie și administrație. Dar cred că este momentul acum, având în vedere că știm exact care sunt toți competitorii pentru funcția de primar, că știm cum s-au așezat lucrurile, să facem sau să faceți, sau să facem împreună, un bilanț a ceea ce reprezintă bagajul dumneavoastră cu care veniți în campanie. Bagajul bun și bagajul ăla care apasă într-o altă parte. Deci, Andrei Carabelea, după aproape 4 ani, 3 ani și jumătate. Aproape 4 ani. Că mai, oricum mai aveți și extensia aceea care vine. Da, da. Evaluarea o facem înainte de termen. O facem la 3 ani și 5 luni. 3 ani și 5 luni. În 3 ani și 5 luni pot să zic că de 100 de ori mai multe lucruri decât fostul primar în 6 ani, de exemplu. Dar evaluarea ar trebui făcută, dacă ar fi să fim corecți, la momentul potrivit. Mie nu mi-este teamă să intru în această evaluare mai devreme, dar ați spus dumneavoastră că lucrurile s-au așezat. Nu, lucrurile nu s-au așezat, se tulbură, se așează abia pe 10 iunie. Exact, se așează pe 10 iunie, dar știm și noi cine sunt competitori în momentul acesta. Nu mai există, ca să spunem așa, dubii. Singurele dubii sunt dacă dintre competitori sunt iepurași sau nu sunt iepurași, care lucrează pentru, pentru dumneavoastră, Paște, nu? Dacă lucrează pentru dumneavoastră, pentru alt competitor mai important. Eu nu mă pricep la genul acesta de ferme electorale, nu am crescut niciodată iepurași, fetița e și-ar fi dorit, dar în ceea ce privește campania n-am văzut de treabă tot mandatul și acum mă concentrez să reușesc să comunic și să compensez ceea ce nu am comunicat suficient de bine pe parcursul mandatului. Pentru că, da, vorbim de finalul unui mandat cu bune și cu rele, cu foarte multe lucruri, foarte multe lucruri pe care cetățenii trebuie să le analizeze cu atenție. Am făcut multe proiecte, s-au strecurat și greșeli, vorba românului înțeleaptă, zic eu, cine nu greșește, nu muncește. Noi n-am fugit de muncă. Cine nu muncește, nu greșește. Cum? Cine nu muncește, nu greșește. Da, a fost un experiment. Deci, ne-am asumat foarte multe riscuri, pentru că era nevoie să ne asumăm foarte multe riscuri, pentru că era nevoie de foarte multe investiții. Am preluat o primărie fără bani, fără resurse financiare, fără pregătirea necesară, fără capacitatea administrativă să implementeze proiecte mari. Și astăzi vorbim despre una dintre primăriile care se bate la orice oportunitate nouă de finanțare apare. Suntem între primii care apărăm acolo. Vorbim despre o administrație care se focusează pe implementare de proiecte mari. Nu mai venim să spoim la suprafață. Noi înlocuim ceea ce este putre din subteran. Aceasta a fost abordarea pe care am adus-o în primărie din prima zi de mandat. Se vede acest lucru, dar primul
lucru care se vede este tocmai deranjul. Vedem șanțuri cu care nu ne-am obișnuit, pentru că avem un oraș frumos și nu ne face plăcere să trecem printre șanțuri, dar acest șanț este unul necesar pentru că avem nevoie de apă. Trebuie, când ajungem seara acasă, să putem face un duș, să putem bea un pahar cu apă. Suntem un oraș de munte, avem apa la doi pași, avem lacuri de acumulare. Dar uitați-vă și dumneavoastră, în fiecare zi, zeci de avarii, sute de avarii. Stați, dați-mi voie să vă dau o informație, am aflat-o pe surse și eu, și chiar îi rog pe cei de la APASELF să confirme sau nu. Sunt peste 1000 de avarii pe raza municipiului Piatra Neamț, avarii care înseamnă pierderi mari de apă, pe care le plătesc pietrenii. Și APASELF nu intervine pentru că nu are capacitatea sau pentru că nu vrea. Eu cred că ambele. E un cumul. M-am lămurit deci după 3 ani. Peste 1000 de avarii? Peste 1000 de avarii. În ce perioadă de timp? Într-un... Astăzi există, în momentul ăsta, pierderi în peste 1000 de puncte. Pierderi de la 1 metru cub până la 10 de metri cubi. Fiecare dintre ele. Calculați dumneavoastră. Nu este o informație oficială, este ce am auzit. Dar când auzi din două surse un lucru, trebuie verificat. Și eu vă rog pe dumneavoastră să verificați, că eu n-am cu cine să vorbesc acolo. Și știți prea bine de ce. O să sunăm astăzi să întrebăm care este punctul lor de vedere, că nu pot eu să spun care este realitatea. Știți? Exact. O să spun care e punctul de vedere. Bun. Mă aștept să mă debranșeze pe mine, că mă amenință de vreo două luni, cu contract legal, cu plăți la zi, cu tot ce trebuie, ca un consumator corect, sunt amenințat în fiecare săptămână cu debranșarea de APASELF. Pe motiv de? Pe motiv că ar fi contractul semnat de o persoană care nu are calitatea legală de împuternicit. Eu recunosc semnătura aceea, eu l-am împuternicit pe cel care a semnat contractul meu. Pentru ce să mă debranșeze? Pur și simplu mă hărțuiește, pentru că sunt primarul liberal al municipiului, iar APASELF este un agent electoral PSD. Asta se știe, se vede. De ce nu-și fac treaba? De ce nu rezolvă avariile punctuale la timp? De ce se focusează pe al șicana pe primar? Este nelămurirea pe care o am eu astăzi. Bun, acum că tot vorbim de APASELF și de deranjul din oraș, spuneți-mi un pic că ce se mai întâmplă cu conducta nouă? Apropo, conducta este finalizată. Conducta este realizată de câteva luni. Așteptăm să avem sprijinul APASELF și sprijinul corect din partea APASELF să ne spună punct ochit, punct lovit, unde avem de săpat. Ei ne duc la 10 metri distanță de punctul unde trebuie să cuplăm conductele. Mai avem două cămine de montat. Unul nu-l putem monta pentru că este o avarie APASELF pe care nu vrea să o rezolve. Am lăsat câteva zile la rând acea zonă, în acea groapă, lângă la intersecția dintre Petru Movilă și Pârâul Borzoghean, unde este sub traversarea Pârâului Borzoghean, am făcut un cămin. Constructorul a făcut un cămin pentru o groapă pentru a amplasa un cămin. APASELF nu a venit să rezolve avaria, malurile se surpau. Venea Paștele, nu puteam să lăsăm lucrurile așa. Treceau două cabluri mari de medie tensiune, de 10 kV. Dacă acoperit. Și am acoperit ca să nu se prăbușească malul. Trec autobuze, este trafic pe acolo, nu putem lăsa lucrurile așa. Și după am fost criticați că de ce acoperim și lăsăm. Păi, putem să ne asumăm vreo... Am scris până și prefectului, l-am informat despre această situație, pentru că APASELF pur și simplu nu venea, nu răspundea chemărilor noastre. Am închis groapa în cele din urmă pentru a evita o tragedie. Imaginați-vă dacă s-ar fi rupt malul și ar fi căzut peste acele cabluri, ce explozie aveam acolo. Bun. Traianu, în momentul acesta, în ce stadiu e cu asfaltarea aceea? Se realizează placa de betonare. În ultima decadă a acestei luni ar trebui să se toarne covorul asfaltic. Primele două straturi. Din ce am înțeles eu, există, e tot o informație neoficială,
Există o atenție deosebită acordată zonei respective de instituții ale statului. Foarte bine. Care, cum se spune, monitorizează la sânge termenele. Pe mine nu mă deranjează să monitorizeze la sânge termenele. Mă deranjează când se blochează efectiv activitatea, pentru că am trecut în nenumărate rânduri prin așa ceva și am ajuns să facem noi comunicările, pentru că suntem sesizați și noi cu privire la diverse situații, să facem noi comunicările către instituțiile centrale. Nu avem o problemă să veniți cu cei mai buni specialiști aici la Piatra Neamț, să vedeți despre ce este vorba, dar lăsați-ne să ne facem treaba. Vrem să ne ajutați, nu să ne blocați. Aceasta este ideea și chiar ne bucurăm. Cu cât avem mai mulți ochi specializați care aruncă o privire pe lucrurile care se întâmplă în oraș, cu atât mai bine. Nu avem absolut nimic de ascuns, nu facem lucrări de mântuială, iar interesul meu este să facem o lucrare cât mai durabilă, cât mai ok din toate punctele de vedere. Bun, deci aici lucrurile e clar. Vor mai dura atâta timp cât sunt termenele acelea de uscare, mă rog, întărire, uscare. 15 zile trebuie de la momentul turnării plăcii de beton până la următoarea și fază. Și explicați-mi un lucru. Când începe o fază nouă, să spunem turnarea, e nevoie de un aviz de la vreo instituție care vine să spună puteți turna? Sunt anumite situații. De exemplu, înaintea turnării plăcii de beton, avem de realizat niște probe, niște teste care se verifică de către specialiști, se prezintă rezultatele probelor la Inspectoratul de Stat în Construcții. Astăzi, de exemplu, știu că se vor realiza probe pe niște tronsoane înaintea turnării plăcii de beton. Mâine se va turna în continuare placa de beton. Și astăzi, în prealabil, se iau acele probe pentru a se verifica dacă sunt îndeplinite toate condițiile tehnice. Am înțeles. Deci ne putem aștepta, cel puțin, va lucra pe tronsoane sau pe toată bucata? Se lucrează pe tronsoane. Asfaltul se va turna integral, cap-coadă, de la chimie până la spital. Traianul ne așteptăm să fie gata, așa ar trebui, până la finalul lunii mai, conform graficelor, conform tuturor termenelor pe care le are constructorul prevăzute, în condițiile în care ne ajută și vremea, ce-i drept în ultimele săptămâni am avut un pic, nu ne plângem de vreme, că au fost și alte situații care ne-au întârziat. Până la urmă, acestea sunt situații inerente, apar. Suntem datori să le înțelegem și să mergem mai departe. Eu știu că este un proiect complicat, știu că este extrem de frustrant să vezi orașul spart de la un capăt la celălalt pe artera principală, dar șanțurile acestea vor dispărea, praful va dispărea, vom rămâne cu magistrala de apă și cu cel mai modern coridor de mobilitate, cu cea mai modernă arteră a orașului. Până la finalul lui iulie, totul ar trebui să fie impecabil, să arate mai bine decât ceea ce astăzi surprinde și place ochiului, strada Mihai Viteazu. Deci pe Traian și Decebal am reușit să facem multe îmbunătățiri, că timpul ne-a ajutat să venim și cu îmbunătățiri consistente la proiectul inițial. Vorbim de niște proiecte pe care le-am preluat, scrise prost, scrise în ideea și semnate în ideea de a se câștiga capital electoral, lăsate la sertar 2 ani, nu s-a făcut nimic pe ele decât pe proiectul cu stațiile de așteptare și pe proiectul cu bike sharing, unde am ajuns să fim mai blocați decât din cauza lucrurilor pregătite superficial. Haideți să lămurim un pic încă o dată problema asta cu stațiile. Deci proiectul cu stațiile de așteptare atât de criticate de unii. Eu zic că există elemente suficiente ca ele să fie criticate. Vorbesc... Eu sunt de acord. Vorbesc, pornind de la cost, până la modul lor de concept, concepția lor. Adică, nu știu, mie mi se par așa undeva bune, cu excepția partea de informatizare, mi se par bune undeva la comune, pe undeva. Adică vin 7-8 oameni. Nu în oraș unde poate să vină 20 odată. Dar, mă rog, e altă poveste. Spuneți-mi, explicați-mi un pic, când au fost ele făcute
și când s-au dus mai departe lucrurile? În februarie 2020 a fost semnat contractul de proiectare și execuție. Adică un contract prin care aceste stații urmau să fie proiectate, dar și executate. Când am ieșit primar, prima stație era deja produsă. În prima vizită oficială pe care am avut-o la București, în prima săptămână de mandat, am plecat de marți până vineri, am avut mai multe activități, am făcut o vizită și la contractantul care a semnat contractul de proiectare și execuție și am văzut stația de așteptare, era deja amplasată, era prezentată ca fiind cea mai modernă stație din România. Ceea ce, bineînțeles, a mângheat un pic orgoliul pietreanului mândru care vrea în sfârșit ca orașul lui să fie primul la ceva. După care am descoperit și multe lucruri care, sincer să fiu, nu erau neapărat cele mai necesare. Adică e ca la mașina de spălat. Ai 26 de programe când ți-e folosește unul singur. Stațiile astea arată bine, sunt ok, dar din punct de vedere cost-beneficiu, eu aș fi avut alte opțiuni. N-am putut să corectez aceste neajunsuri. Am putut doar să mă asigur că sunt produse de top și că toate acele caracteristici sunt funcționale. Prin urmare, avem camere de înaltă performanță, sisteme de înaltă performanță și tehnologiile cele mai noi în aceste stații. Nu e ceea ce mi-am dorit, dar în momentul în care ajungi, comanzi un lucru pe un site de cumpărături, când îți vine coletul acasă, nu poți să-l refuzi, pentru că este ceea ce ai comandat tu. Cam așa a fost și cu stațiile astea. Eu a trebuit să mă asigur că este produsul pe care l-a comandat fosta administrație. Da. Acum, știți cum e. Astea au generat foarte multe controverse. Deci, le-am decontat personal. Le-ați decontat personal. Deci, vedem cât de mare va fi decontul. Acum vă întreb, după câteva luni bune de funcționare, cum vi se pare sistemul de management inteligent al traficului? Eu am încă foarte multe răspunsuri de primit și eu, la rândul meu, nu doar dumneavoastră. Vedeți, de asta ceea ce mi se spune astăzi este că sistemul nu poate gândi complet, nu este complet funcțional, pentru că lipsește parte din sistem. De exemplu, până nu avem Traian și Decebal finalizat, conectate toate acele semafoare, toate acele intersecții în sistemul centralizat, creierul nu va avea toate elementele în baza căreia să judece scenariul de roșu-verde pentru fiecare intersecție în parte. Deci el va fi complet adaptabil în momentul în care vom avea funcționale intersecțiile de pe, și de pe Traian și Decebal. Și asta se va întâmpla pe parcursul acestei vechi. Abia după aceea vom putea lua proiectantul și eu vin cu proiectantul și cu executantul aici la dumneavoastră în emisiune sau la primărie facem o conferință de presă să explice pietrenilor de ce fiecare semafor în parte. Eu am pus aceste întrebări și mi s-a zis, mi s-a găsit o explicație, un argument tehnic pentru fiecare semafor. Păi cum puteam eu să șterg din proiect un semafor, să-l tai, uite ăsta nu-l punem că nu vreau eu, că sunt prea multe. Păi dacă nu funcționa sistemul la final, cine era răspunzător? Pe cine arăta cu degetul proiectantul? Că domnule, uite, de asta nu funcționează, că mi-ai tăiat de acolo, ăla era vital. Dar, pentru că ai tăiat tot semaforul ăla, nu mai funcționează tot sistemul. Vedeți, nu pot să îmi asum eu o decizie tehnică în locul unui specialist. El semnează, el... Bun, e adevărat, el semnează, el are o răspundere în intervalul... Eu răspund în fața pietreanului, dar mă voi asigura că în fața pietreanului vor răspunde cei care trebuie. Eu n-am cum să răspund eu de ce atâtea semafoare. Nu le-am inventat eu, nu le-am semnat eu, nu le-am contractat eu, nu le-am vrut eu. În proiecte pe care am încercat să le corectez.
Singurul mod în care pot corecta un proiect este cu avizul unui specialist. Adică un specialist vine și explică de ce nu e bun acolo, îi convingem pe cei care au făcut proiectul ce trebuie făcut sau îi le cerem argumente mult mai întemeiate pentru a justifica o soluție tehnică. Dar eu nu pot să vin ca la luț ca să zic, bă, faceți așa cum spun eu, că se dărâmă podul. Pe mine mă interesează să fie un lucru făcut cât se poate de responsabil. Nu pot să-i spun un profesionist vreodată, să-i dau peste degete și să-l învăț eu meseria lui. Da. Datoria primarului este să asigure finanțarea respectivului proiect și rezolvarea nevoilor cetățenilor. Sunteți, deci puteți să dați asigurări că până când nu va fi finalizat toate conexiunile neurale la creierul acesta, așa, se va circula cum se circulă acum, fără... De asta am făcut acest compromis astăzi, văzând că sistemul nu e complet adaptabil și sunt situații în care efectiv vezi că nu trece nicio mașină de pe străduța laterală, dar avem semaforul la roșu. De asta am trecut în intermitent în momentul de față și îmi cer scuze față de locuitorii din Mărăței, care într-adevăr în această perioadă este mai greu, pentru că acest sistem și intersecțiile semaforizate au rolul de a crea un echilibru care să-i ajute și pe riveranii zonei respective să intre mai ușor pe arterele principale. Acesta este scopul sistemului de semaforizare. Asfaltați odată Traianu și vor ieși mai ușor. Bineînțeles. Deci. Luna aceasta avem întâlniri de cel puțin o întâlnire tehnică pe săptămână cu constructorii de pe Traian și Decebal, atât pe magistrală de apă, cât și pe trotoare și carosabil, tocmai pentru că vrem să vedem ce blocaje întâmpină tot timpul tot felul de situații în teren. Avem echipele care merg de două ori pe săptămână, cel puțin în teren, pentru a vizualiza problemele care apar acolo, dar și întâlniri punctuale, la care particip și eu, pentru că sunt chiar interesat ca lucrurile să meargă să intre într-un făgaș normal. Avem în fiecare ședință, ni se plâng de tot felul de probleme, de la resurse umane până la probleme cu furnizori sau tot felul de chestiuni administrative care țin mai degrabă de organizarea antreprenorilor, de organizarea constructorilor. Încercăm să-i ajutăm și să găsim soluții și pe chestiile care nu țin neapărat de noi. Există voință din partea firmei care trebuie să facă asfaltarea? Din partea firmei care trebuie să facă asfaltarea este tot interesul să ducă această lucrare la bun sfârșit. Am primit aceste garanții în nenumărate rânduri. Îi văd la treabă lucrând pe partea de placă de betonare și de pregătire a carosabilului pe partea de asfaltări. Ieri mi-au prezentat pe intervale, pe zile, ce mai lucrări mai sunt de făcut, unde se mai fac lucrări de stabilizare, armare, placă de betonare, care sunt intervalele care durează. Eu v-am întrebat asta pentru și de când pot începe asfaltarea. Eu v-am întrebat asta pentru că circulă tot felul de teorii ale conspirației. Ținând... Nu dați seama că și la mine ajung. Deci circulă tot felul de teorii ale conspirației, dar... cum că s-a ajuns aici că ar fi fost întârzieri. Mie nu mi s-a părut că au fost întârzieri la constructor, în primul rând. Constructorul de asfalt, eu chiar nu am ce să-i reproșez. Știți prea bine, am evitat să fac, să o dau publicității prea multe acuzații legate de cum decurge colaborarea cu unii constructori. Vă spun că ieri am avut... pur și simplu am ieșit din ședință extrem de supărat pe constructorul care se ocupă de trotoare și de spații verzi. Efectiv, nu-și fac treaba. Efectiv, în loc să vedem 200 de oameni pe străzi, avem 4 echipe care abia se târie, care abia fac treabă, care abia se mișcă. Am evitat până acum sub orice
formă ideea rezilierii contractului. Pentru că rezilierea unui contract înseamnă alt contract, alte proceduri, alte termene care ne mai pot împinge încă 2 ani. Nu vreau să-mi imaginez acest scenariu, dar nici la bătaia de joc a unei firme din Piatra Neamț să facă așa ceva, să-și bată joc de propriul oraș, n-am mai pomenit. Mă întreabă oamenii de ce vin firme din alte parte la licitații. Eu nu am cum să limitez accesul unei companii la licitațiile pentru lucrările din oraș. Nu voi face niciodată așa ceva. Mă bucur când vine o firmă din Piatra Neamț să participe la licitații. Asta îmi arată că există încredere, că există interes, că există dorință de a face. Dar când vezi așa ceva, îți pui mâinile în cap efectiv și îți vine să nu-i mai vezi. Bun. Apropo de firme de constructori, haideți să mergem spre un alt domeniu, cel al școlilor. Până atunci însă nu pot să nu mă uit la un comentariu care este raios. Sistemul e inteligent, ăsta cu traficul, când nu funcționează. Deci, Doamne, nu? Da. Bun. Mi-a plăcut. Bun. Dincolo de glumă, eu zic să vedem rezultatul final. Nu pot, toate celelalte sunt speculații. În momentul de față, da, sunt dezamăgit și eu. Am avut niște așteptări în urma discuțiilor pe care le-am avut cu proiectantul și cu constructorul. Am avut niște așteptări, nu sunt nici pe departe satisfăcute astăzi, dar până la momentul încheierii contractului și finalizării tuturor activităților din proiect, nu pot să ies și să fac evaluări asupra acestui sistem pentru că nu e gata. Bun, mergem spre constructori și școli. Ce se întâmplă? Întrebați-mă punctual. Că școala 8. La școala 8 se lucrează, mâine vom face o vizită pe teren, vă invit și pe dumneavoastră. Deci, știu că se lucrează și sunt... Știți, întrebarea nu este dacă se lucrează, întrebarea este până când se va lucra, dacă în toamnă intră copiii la școală. Sigur că da. Cu mobilier achiziționat nou. Ca și la școala 5, cu mobilier nou. Cum stăm cu achiziția mobilierului? Achiziția de mobilier este în evaluare. Avem 5 loturi, pe 3, din câte rețin, avem ofertanți, suntem în evaluare, pe 2 nu am avut ofertanți, le luăm procedura. Dar pe partea de cele două, dacă nu mă înșel, erau niște laboratoare la învățământul profesional și tehnic. Deci nu sunt chestiuni indispensabile, nu au legătură. Nu, important este ca în școlile astea noi măcar să vină mobilierul asta nou. Asta este principala mea misiune, principalul meu obiectiv. Școala 5 va intra tot din toamnă, nu? Categoric. Deci nu mai intra anul acesta. Dar nu avem când și nu avem cum să reparăm mobilierul învechit, nu putem aloca bani, nici nu-i avem. Trebuie să vă spun sincer, ne-am dozat foarte bine resursele pentru a implementa sute de proiecte, sute de activități, sute de obiective. Nu putem să aruncăm banii pe fereastră reparând un mobilier pentru câteva săptămâni ca să înțelegeți situația. Efectiv, odată cu transportul și depozitarea mobilierului vechi de la școala 5 și de la școala 8, s-au produs niște deteriorări care nu mai avem acum pentru ce să le reparăm, în condițiile în care noi acum investim 10 milioane de euro pe mobilier nou. Nu se mai cade să mai arunci fie cu mărunțiși pe reparații ale mobilierului vechi, care îl arunci la finalul anului. Comentariu, poate că legislația în domeniul licitațiilor ar trebui schimbată. Categoric. Să nu mai primeze oferta, să primeze oferta tehnică, nu cea financiară. De regulă mergem pe raport calitate-preț. Prețul cel mai mic de obicei să merge. Așa mergeam de obicei. Acum mergem cu prețul cel mai mic pe... oricum, pe fonduri europene este obligatoriu raportul calitate-preț. Deci nici nu a fost în discuție altă variantă. Același lucru a fost și pe magistrala de apă. Dar sunt multe licitații unde avem un singur ofertant. Și noi, efectiv,
raportul calitate-preț la oferta lui este cea mai bună, pentru că e singură. Exact, da. E sublimă, deci da. N-ai ce să spui. Bine, mai e varianta să îl descalifici, da? Nu da, poți, dacă acea variantă dacă ai, are toate cu documente justificative, nu poți să descalifici, că, în primul rând, nu am intervenit niciodată și cred că de asta se și vede, pe de o parte, în oraș, că toți banii pietrenilor, toți banii din taxe și din impozite se regăsesc în lucrări, în lucrări, în investiții pentru un viitor mai bun. Nu știu ce se făcea până acum cu banii. Unde erau banii pietrenilor, pe ce se duceau, pentru că noi n-am văzut lucrări. Lucrări de investiții consistente s-au întâmplat abia în mandatul meu. 10 ani înainte nu s-au mai văzut. Ce se întâmpla cu banii înainte? Sunt niște întrebări pe care pietrenii trebuie să și le pună, să analizeze. Astăzi vedem zeci de șantiere, zeci de lucrări în oraș, tocmai pentru că banii sunt folosiți cu maximă chipzuință și primarul nu intervine în procedurile de achiziție. Nu este treaba primarului să descalifice sau să evalueze un constructor. Dar avem liste cu constructori care nu-și fac treaba. Le cer această actualizare constant colegilor de la investiții și tuturor colegilor care gestionează contracte de lucrări sau de execuție pe anumite criterii, tocmai pentru că ne interesează să actualizăm o listă a celor care își fac bine treaba, care nu fac treaba. Mai există achiziții directe, sub nicio formă. Nu vreau să mai auzim de un constructor care merge la o școală și zice că vine în numele primarului sau nu știu ce și se apucă de... Ați mai auzit așa ceva? Eu nu am existat. Eu n-am auzit asemenea. Au existat și am auzit de... că și în mandatul meu, pe la început, au existat astfel de situații. Eu am auzit de director de școală care a fost chemat la primărie să semneze o recepție de a un acoperiș la o școală, n-a semnat. Când? Și după... mai de mult. Așa. N-a semnat și după două săptămâni a fost schimbat din funcția de director. A, odată ce nici nu cunosc situația... Nu aveți de unde să cunoaște, dar s-a întâmplat într-un birou din primăria Piatra Neamț acum câțiva ani buni. Ei, lucrurile alea nu se mai întâmplă. Și uitați-vă un pic. Astăzi, cine sunt candidații? Că vorbim despre ultima zi... Hai să vedem. Cine sunt candidații? Avem din punctul dumneavoastră de vedere. La... Dar eu nu pot decât să... Mie mi se aprind niște beculețe. Pentru că eu 3 ani și jumătate... Cât avem 11, nu? 11 candidați. 3 ani și jumătate și dumneavoastră aici, în studio, de sute de ori m-ați întrebat: domnule, dar cine e responsabil? Domnule, dar cine a făcut asta? Domnule? Și eu am zis de fiecare dată: domnule, nu e treaba mea. Sunt niște organisme, niște instituții în țara asta care ar trebui să analizeze, să vadă cine ne-a cerut o informație. Noi am dat-o publicității fără absolut nicio opreliște. Nu am avut absolut pe nimeni de apărat, dar eu nu am venit aici ca să acuz pe nimeni de nimic. Eu am venit să fac treabă. Acesta este obiectivul cu care pentru care am intrat în politică, pentru care am decis să candidez în 2020 și pentru care cred că m-au votat pietrenii. Dar acum, văzând cine sunt competitorii, care contează, că nu mă uit la toți 11, că n-am timp să studiez atâta, dar... Eu vă spun ceva. Toți 11 contează în felul lor. Acum, absolut, la modul serios. Eu, sincer, vă spun, mă bucur că au apărut și independent. Am văzut o doamnă independentă. Sigur, da. Ceva în proiecte europene. Foarte frumos. Bravo ei că a intrat în... Chiar m-am întâlnit la un moment dat în campanie. Adică am văzut-o că și muncește. Ceea ce nu pot să zic că am văzut pe toți candidații care sunt pe hârtie. Bun. Și care au mers... Ne întoarcem la ideea noastră. Cei mai importanți. Deci cine sunt? Din punctul noastră de vedere. Din punctul meu de vedere, dacă stăm bine și analizăm pe cine au alături, pe cine au în spate, pe cine îi vedem mai în față sau mai în spate, că îi susține sau că așa... pe cine vedem mai de la distanță, de prin Italia sau de pe cine știe pe unde or fi, că îi susțin pe principalii contracandidați, stau și mă întreb dacă nu cumva tocmai cei care au îngenunchiat acest oraș pentru decenii
sunt cei care vor să revină iar la butoane. Dar e doar un beculeț pe care este așa o îl aprind în... Este o mantă trimisă spre fostul primar Gheorghe Ștefan? Spre ambii fosti primari. A, și domnul Chitic. Păi nu... A, bine, eu întotdeauna, întotdeauna eu pe domnul Chitic l-am suprapus peste domnul Ștefan. Adică, da, mă rog, el este o emanație. Eu nu am avut nimic de ascuns până acum, dar de astăzi înainte chiar nu am absolut deloc să mai ascund lucrurile sub preș, așa cum le-am găsit. Pentru că am găsit mii de probleme ascunse sub preș prin primărie. Și n-am avut niciun interes. Mare preș. La... Mare preș. A trebuit să existe în primărie să ascundă toate problemele. Dar știți bine că a existat și știți bine că în fiecare săptămână aveți și dumneavoastră tot felul de solicitări pe legea 544 pentru probleme vechi care... Ultima așa, a fost și ultima a fost chiar săptămâna asta în legătură cu un proiect pe care l-am adoptat, l-a adoptat Consiliul Local săptămâna trecută după ani în care ne-am după chinuit... După 2004. După deci un proiect, care... două proiecte, două hotărâri de Consiliul Local din 2004. Da. Ideea și suntem în 2024. Această problemă mi-a fost semnalată în iarna dintre 2020-2021. Problema de la Maivănchir. Noi am mers în 2018. La toate ministerele ca să căutăm o soluție. De la Ministerul Muncii și Solidarității, până la Ministerul Justiției, până la Ministerul Dezvoltării. Am încercat să vorbesc cu toți specialiștii din țară pentru a rezolva acea situație, să nu ne trezim, să punem oamenii pe drumuri. Și acum, în campanie electorală, sunt candidat la funcția de primar. Trebuie să rezolv în continuare problema. Și niciodată nu voi face rabat de la ceea ce trebuie să fac, doar din dorința de a câștiga niște voturi. Am fost conștient de la bun început că șanțul cu magistrala de apă reprezintă una dintre cele mai mari provocări și că mă pot trezi încurcat de nu să văd pe unde mai scoatem la liman povestea asta. Mi-am asumat această lucrare pentru că trebuie, indiferent de consecințe, indiferent de riscurile politice pe care le-am în spate. Iată că acum sunt în campanie cu această lucrare încă neterminată pentru că n-am avut sprijinul necesar. Nu mai zic că am fost încurcat. Că dacă aveam sprijinul necesar și toți își făceau treaba la timp, această lucrare era gata din toamna trecută. Dar dacă toți și-ar fi făcut treaba la timp, măcar câte puțin, mai exista atâta deranj prin oraș astăzi cu atâtea lucrări și cu atâtea nevoi? Nu. Nevoia acestor lucrări a apărut încă din prima zi de mandat pentru că 10 de ani nu s-a făcut nimic. Nu s-a investit în rețelele de utilități. N-au fost chemați operatorii de utilități să-și pună la punct rețelele, nu s-au făcut modernizări consistente la partea nu s-au coroborat proiectele mari. Nu s-au coroborat cu proiecte. Situația infrastructurii până la urmă. Și nu s-au luat problemele profunde spre soluționare, ci doar s-a spoit. În loc să modernizeze o școală, s-a dat cu var. În loc să schimbe instalația sanitară, s-au schimbat niște WC-uri și s-au inaugurat cu mare fast. Cam asta au fost lucrurile înainte. În loc să curățăm rugina de la puntea de la Ștrand, s-a dat așa cu un pic de poială și s-au înlocuit niște scânduri și primul lucru pe care a trebuit să fac a fost să închid puntea și apoi să scot la licitație execuția lucrării. Asta au fost situațiile. Cum e punte? Tot a zis de punte. Mai e de făcut, de pus balustrada la rampa de acces dinspre Ștrand. Este finalizată, se circulă deja de câteva săptămâni bune pe punte, totul este în siguranță. Niște minți luminate, cum pot să le zic, că, nu știu, evaluații și etichetații dumneavoastră, au încercat să... dea peste cap reglajele care s-au făcut la punte. Nu înțeleg cum adică să dea peste cap. Sunt puntea este legată de toroane, de niște tiranți
care sunt fixați, reglați, da, și se reglează, da, am înțeles. Șuruburi care au, sub, da, care înțeles, au, da, un filet. Ele asigură o torsiune acolo. Da. Ei, și se reglează. Și s-au jucat la ei? S-au jucat la cele... Bun, dar scuzați-mă, nu există o cameră de luat vedere acolo? Acolo nu s-a pus o cameră. Nu putem să intrăm în mintea criminalului și să ne gândim de dinainte ce au de gând să facă. E o lucrare nouă. Mi-aduc aminte de locul de joacă din Strand. În august 2021, când a fost inaugurat locul de joacă din Strand, în fiecare zi dimineață, paznicul culegea șuruburi care aveau sisteme de siguranță să nu se poată desfileta singure. Cineva mergea acolo. După ce am pus camerele de la vederi, n-a mai apărut nicio piuliță, nicio... Nici măcar nu le-au adus șurub înapoi. Cum? Nici măcar nu le-au adus înapoi. Deci asta se întâmplă. Niște minți, nu știu... Bolnave. Sau teribiliste. Eu cred că totul a fost... Atunci nu priveam lucrurile așa. Dar acum cred că totul este un act de sabotaj, nu doar al primarului, ci al tuturor... Acum, dacă la podul de peste Brăila s-au slăbit șuruburile, da, măcar trebuie să avem și noi ceva, un corespondent la Piatra Neamț. Da. Nu, asta a fost când am mers pe 1 mai, să văd un pic care este atmosfera prin Strand. Am trecut și pe punte și muncitorii lucrau, sudau practic acele piulițe. Făceau niște sisteme prin care să nu se mai poată desfileta. Și am întrebat, dar ce faceți aici? Are sens? Păi da, că uitați ce... Ne-au luat 2 săptămâni să reglăm asta și acum trebuie să le-am luat din nou la reglat, pentru că cineva s-a jucat la aceste piulițe. Puneți totuși o cameră în zonă. Bineînțeles că punem. A fost primul lucru pe care l-am comandat, dar până se pune, trebuie niște proceduri. Așa e în administrație. Nu e ca la dumneavoastră. Vreți să puneți o cameră astăzi, mâine o aveți. Sau chiar astăzi. Mă rog. Da. Mă rog. Da. Cozla. Când ați fost ultima dată pe Cozla? Acum 3 zile. Deci Cozla. Deci ați fost mai recent decât mine. Nu contează ce am văzut eu, contează ce îmi spuneți dumneavoastră. Deci, mulțumit de lucrarea făcută până la observator, până la Belvedere acolo. Până la Belvedere? Până la Belvedere. De sus până la Belvedere, da. De sus până la Belvedere, da. Ce se întâmplă cu bucata cealaltă? Cu bucata cealaltă Eu vreau să vă spun, acum, ca să nu mă creadă lumea, da, că eu sunt extrem de bucuros că s-a făcut drumul acela, pentru că era una din petele cele mai urâte pe oraș. Era jenant. Era jenant. După ce ai spus că faci din Muntele Cozla centrul turismului sud-est european. Exact. Și mai vrem să mai facem așa, gondole. Să ai un drum de genul acela, să refuze taximetristul să meargă până la un obiectiv de acolo, este inimaginabil într-un oraș stațiune turistică. Deci e foarte bine că s-a făcut. Acum revenim. Ce se întâmplă cu bucățica asta? Eram în procedură de achiziție. Dacă nu mă înșel, cred că se finalizează evaluarea pentru tronsonul dintre colibele Haiducilor și punctul Belvedere. Nu mi-am semnat la colegii să fie ceva probleme. Asta înseamnă că probabil săptămâna viitoare vom semna contractul și va fi executată imediat lucrarea. Nu e o lucrare care să dureze foarte mult, dar acolo trebuie să înlocuim piatra cubică, care este învechită și din punctul meu de vedere nu are sens acest sandwich asfalt, da, piatra cubică, asfalt. Acea piatră cubică, eu mi-am dorit să o ducem, să facem aleile în grădina Nicu Albu, pentru a menține valoarea istorică, aerul... Bine, să nu se schimbe proiectul. Să nu fie necesară o schimbare la proiect. Nu, e verificat cu proiectant, cu arhitect, cu... Deci se poate înlocui paveaua. Așteptăm care... doar avizul. În ceea ce privește lucrările la grădina Nicu Albu, este chiar nemaipomenită această soluție, pentru că în loc să venim cu un pavaj modern... Așa, menținem aerul istoric, amprenta de vechi, de
alee... Ne aducem aminte de drumul exact. Care era spre... Deci aducem piatra cubică de pe drumul de pe Cozla, dintre Colibe și Belvedere, în grădina Nicu Alb. Asta este garantat. Așteptăm soluția, avizul de la cultură. Mie mi se pare că nu are sens să lași o porțiune de câteva sute de metri între două porțiuni de asfalt cu piatră cubică. Piatra cubică o avem pe porțiunea exclusiv pietonală, de la barieră, de la platoul de la Gospodine până sus, pe un kilometru, un kilometru 300. Bun, eu spun că genul ăsta de lucrare care s-a făcut pe Cozla este una dintre cele mai bune investiții. Deci, cea mai importantă lucrare nu este neapărat cea de drum, cât cea de, corectare de toreți. Corectarea torenților. S-au turnat mii de, sute de metri cub de beton pentru a regulariza torenții și pentru a stabiliza versanții și pentru a ne asigura că nu mai am muntele la vale. Pentru că știm prea bine acum mai bine de un secol ce s-a întâmplat. Lucrările de modernizare a dealului Cozla pe cele trei paliere realizate de primarul Nicu Albu au fost prilejuite de o alunecare masivă de teren și acum fenomenul de eroziune era încă destul de evident și de alarmant. Bun. Ne apropiem de finalul emisiunii. Haideți să spuneți în momentul ăsta financiar cum intrați în campanie, că primăria din punct de vedere financiar are clienți neachitați, adică niciodată în mandatul meu nu a avut o zi de întârziere, nu a avut un arierat. A fost complicată prima lună de mandat. Când a trebuit să stau mai mult pe la București pentru a convinge pe premierul de atunci și pe membrii guvernului pe care îi luam unul câte unul pentru a-i convinge de nevoia de a primi bani, am primit 5 milioane de lei în condițiile în care un județ primea maxim 3 milioane de lei. Noi, Primăria Piatra Neamț, am primit 5 milioane de lei pentru a ne achita ratele la bănci, utilitățile în școli și salariile la funcționari. Atunci primăria avea în conturi Temirce mai puțin de 3 milioane de lei, undeva la 2 milioane și ceva, bani care nu ajungeau pentru a închide anul. Iar astăzi avem în conturi 70 de milioane de lei, bani suficienți pentru a plăti toate lucrările, dacă ar veni toți constructorii simultan cu situații de plată, am avea posibilitatea de a plăti instant toate acele lucruri. Bine, în urma verificărilor temeinice pe fiecare, așa, și obținerea vizelor CFP. Dar toate, avem astăzi o situație financiară mult mai bună. Și asta ne confirmă și ratingul internațional pe care îl avem de câteva săptămâni, de undeva la jumătatea lunii aprilie, care confirmă că Piatra Neamțul este un oraș în care se poate investi cu încredere. Bun, mai rămâne să ai și unde să investești, ca locuri. Să știți că în Piatra Neamț chiar se investește. Cea mai mare investiție care se întâmplă astăzi în oraș este undeva la 30 de milioane de euro. Primul parc industrial modern al orașului. Industrial. Este o investiție 100% privată. Este drept că primăria ar trebui să facă mai mult pentru antreprenorii locali, pentru că ei sunt cei care generează valoare adăugată, ei sunt cei care vor ține această dezvoltare economică sustenabilă. Dacă aducem un investitor străin, primul lui interes va fi să trimită profitul către țara de origine. Nu va avea un sentiment de datorie morală sau de orice natură față de Piatra Neamț. Piatra Neamțul va fi un teren fertil pe care vine, cultivă și în momentul plătește în care... Plătește care exact. Interesul major al unei administrații hotărâte să contribuie la dezvoltarea economică pe termen lung a orașului este să sprijine mediul de afaceri. Și nu o să vă vină să credeți, dar oamenii de afaceri din Piatra Neamț
care reprezintă o comunitate destul de importantă și de activă, chiar foarte implicată, nici nu au așteptări mari. Au fost surprinși de rapiditatea cu care am implementat anumite proiecte, minore, pentru care au bătut la ușa primăriei ani de zile și au fost ținuți la uși. Au venit cu zeci de hârtii pentru a cere, în banal sens, giratoriu care să le faciliteze accesul către zonele de producție, ca să poată ieși cu mașinile de marfă pe care le trimit către clienții lor și așa mai departe. Am realizat în câteva luni acea investiție și parcă și astăzi sunt extrem de recunoscători că am făcut nu știu ce minune. Nu e adevărat. Aceste lucruri sunt mărunte. Nu doar atât ar trebui să fac o administrație, dar oamenii sunt cu bun simț. Au simpla așteptare de a li se deschide ușa și de a fi ascultați. Iar acest lucru l-am făcut cu maximă bună credință, pentru că este firesc. La finalul primului an de mandat am sunat pe toți antreprenorii, pe top 30 antreprenori contribuabili la bugetul local, să le spun: vă mulțumesc că vă plătiți dările. Contribuția dumneavoastră asigură mai bine de jumătate din bugetul local. Este fabulos să putem face atâtea lucruri datorită sprijinului dumneavoastră. M-au sunat oameni să-mi zică: domnule, am stat și m-am gândit, cum de va veni de asta? Că nu n-am mai pățit așa ceva, să mă sune primarul și să-mi mulțumească că mi-am plătit dările. Da. Bun. Cum credeți că se va finaliza campania? Haideți, dați-vă un pronostic. Da, eu nu dau pronosticuri nici măcar la fotbal, nu fac asta. Apropo de fotbal, am multe întrebări despre fotbal. Una dintre ele spune cam așa: domnul Bălănescu, o întrebare foarte importantă pentru mine. Ce spune de oferta făcută de... patronul CSM Ceahlău? Dar ofertele care mi se fac doar la televizor nu sunt credibile și nu sunt serioase. De la ce se referă? E chestia aia cu cedarea de acțiuni? A fost o ofertă făcută undeva pe Facebook. Eu nu cred în ofertele făcute pe Facebook. Aceea cu cedarea acțiunilor. Mai ales că am acordat finanțare clubului și am susținut personal alocarea unui buget de 8 ori mai mare anul acesta, de mai bine, de aproape 9 ori mai mare față de anul trecut. Și este cea mai mare finanțare pe care o acordăm sportului. Și nu a fost ușor, se pare că au și dar am promis-o încă de anul trecut, tocmai pentru că am știut că anul acesta vom avea o mai mare flexibilitate din acest punct de vedere al bugetului după implementarea celor mai complicate proiecte de pe raza orașului. Anul acesta am avut această flexibilitate, avem și cel mai mare buget din istorie și un buget care nu se bazează pe credite, ci pe fonduri europene și pe secțiunea de dezvoltare. De aceea ne-am permis să venim mai mult în sprijinul sportului, renunțând, bineînțeles, că sigur nevoile de investiții sunt la fel de mari și anul acesta. Dar am înțeles în nivelul de entuziasm pe care îl poate genera sportul și mai ales aportul la sănătate publică pe care îl are mișcarea și promovarea sportului de performanță și, bineînțeles, a sportului de masă. Am înțeles. Să revenim la pronostic. La pronostic. Eu am foarte mare încredere în echipa PNL, arată foarte bine. Dacă în 2020 am fost aruncat în cușca cu lei, în ultimul moment cu putință, fără scut, fără nimic, fără niciun fel de pregătire fizică și emoțională, pentru că habar n-aveam în ce luptă am intrat, am fost aruncat ultimul în acea luptă. Pot să vă spun că s-a văzut? Da, știu. N-am fost candidatul perfect și nici astăzi nu sunt, dar sunt una de bună credință, de dorința de a face și numai că am disponibilitatea de a merge mai departe și de a continua. Eu consider că este obligatoriu să mergem în continuare cu investițiile și proiectele demarate, în condițiile în care am luat un oraș falimentar și astăzi l-am dus într-o zonă de stabilitate cum nu credea nimeni că vom ajunge vreodată.
avem foarte multe lucrări. Mi se aduce frecvent reproșul că prea multe, dar eu cred că este de preferat să fiu să supăr pentru că fac decât să deranjez prin a nu face, pentru că am ajuns astăzi în punctul în care este nevoie de toate aceste lucruri, tocmai pentru că ani la rând nu s-a făcut nimic. Dacă s-ar fi făcut puțin câte puțin în toate mandatele și toți primarii și-ar fi văzut de treabă și ar fi făcut măcar 10% din ce trebuia, astăzi nu era atât de mare nevoia și urgența. Dar cred că v-am zis din casă, cred și pariez pe victoria categorică a PNL în alegeri. Că vorbim de primărie, Consiliul Local, președinția Consiliului Județean sau Consiliul Județean. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. De mâine încolo încep emisiuni electorale, pe lângă emisiunile normale. Și probabil că ne vom vedea și la emisiuni electorale în care vom discuta fix pe program, proiecte și ce va mai fi de discutat. Mulțumesc, baftă și dumneavoastră pentru campanie. Mulțumesc. Și eu sunt foarte, foarte, foarte curios să aflu proiecte care mi se propun pentru județ și pentru fiecare localitate în parte. Numai bine! Vă mulțumesc, o zi frumoasă tuturor!